Prima mașină cu aburi a fost inventată în secolul 1 dinainte de Hristos, de către inginerul grec Heron din Alexandria. O sferă goală pe dinăuntru era pivotată de două tuburi prin care trecea aburul dintr-un mic fierbător. Jeturile de abur care țâșneau determinau sfera să se rotească. Totuși, în ciuda faptului că era o inovație interesantă, mașina nu servea un scop util. Primul motor performant a fost construit în anul 1712 de inginerul Thomas Newcomen din Cornwall. Acest motor avea un braț mare care pompa apa cu o frecvență de 16 mișcări pe minut. În 1776, Jameson Watt, un constructor scoțian de mecanisme, a adus îmbunătățiri motorului lui Newcomen. Astfel, Nicholas Cugnot a fost primul care, în 1769, a folosit motorul cu abur la un vehicul. Acest vehicul transporta 4 persoane, dar a fost folosit la transportul armamentului greu. Viteza maximă care a fost atinsă cu acest vehicul a fost de 5 km pe oră. În jurul anului 1900 apar și vehicule cu motor electric. Motoarele de camioane sunt motoare cu combustie internă, același tip folosit la majoritatea mașinilor, exceptând mașinile electrice. Marea majoritate a camioanelor, în special cele mari, au motor diesel. Acest tip de motor are o serie de beneficii pentru transportul încărcăturii grele. Se crede că viața utilă a motoarelor diesel este aproximativ dublă față de viața utilă a motoarelor pe benzină, ceea ce este clar un beneficiu pentru camioane. Acest lucru se datorează faptului că aceste motoare sunt foarte robuste și părțile folosite la fabricarea lor sunt foarte rezistente. Camioanele au o mobilitate deosebită, nefiind legate de instalații speciale fixe, cum este cazul în transportul feroviar. Deoarece ele pot pătrunde în locuri în care alte mijloace de transport nu au accesibilitate, constituie componentă indispensabilă a transporturilor multimodale. Cu ajutorul camioanelor se pot organiza transporturi diferite de la furnizor până la beneficiarul mărfurilor din țară sau străinătate, evitându-se transbordările pe parcurs și consecințele acestora. Transporturile reprezintă un domeniu important al activității economico-sociale, pentru că prin intermediul lor se efectuează deplasări în spațiu a bunurilor și oamenilor în scopul satisfacerii necesităților materiale și spirituale ale societății omenești.